Salut lume și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom face ceva mai special pentru că nu obișnuiesc să fac genul ăsta de videoclipuri și mai exact vom face un unboxing la noul meu telefon. O să trec direct așa, nici măcar nu știu cum să funcționez, probabil o să pun telefonul aici. Stați și eu de aici, că mă uit la Zăza Andrei. Asta este telefonul, e vorba despre un iPhone 12 Pro Max. Trebuia să fac un unboxing și la mouse-ul meu și la creștile mele, doar că nu am mai făcut, m-am cam lenevit și n-am mai făcut nimic. Ok, m-am gândit că cea mai bună metodă de a filma este asta. Eu l-am desfăcut mai devreme doar ca să-l văd cum este, dar n-am dat niciun alt pachet jos de pe el. Vreau, sunt foarte curios, chiar sunt foarte curios să văd cum este, pentru că chiar vreau să-l văd, pentru că eu sunt un mare fan Apple. Telefonul ăsta l-am luat pentru că am avut nevoie de el, nu neapărat că a fost un moft. Și mai exact, l-am luat pentru că camera de pe telefonul meu actual s-a spart. Am tras cu pistolul în ea, cu un pistol cu Airsoft și s-a spart. L-am spart de vreo 2 luni. Dar sunt mare fan Apple. Am aproape de la iPhone 5S, le-am luat aproape pe toate pentru că îmi plac foarte mult. Ok, hai să vedem. Bă, din prima pot să văd că cutia este super mișto, frate. Are un material foarte solid și îmi dă impresia de calitate, știi? Da, să vă zic, nu vine cu un încărcător. Ok, asta e pentru prima dată când dau asta jos. Băi, chiar foarte fain. Îmi place designul de l-au pus acum ca iPhone 5S. E foarte fain. Îmi place maxim. Ma, nu filmam, mă iertați. E prima dată când fac lucrul ăsta și nu prea mă descurc. Văd că lasă foarte multe amprente pe el, dar în rest îmi place maxim. Designul tot e superb. Să-l punem aici să vedem ce mai este în el. O cheiță, ca de obicei, cheița de ne-o dau ei. Un sticker, înainte ne dădeau două, ciudat. Mă rog, e ok. Nu, asta m-a interesat și așa nu le foloseam mai niciodată. Și avem aici cablu. Dar doar atâta, decât cablu. Nu primim altceva, adică nu primim plug-ul în care bagi în priză. Și cutia e cam atât de subțire. E foarte, foarte subțire, cât să încape telefonul. Hai să-l deschidem. E pentru prima dată când îl deschid, stați că nici măcar nu. Da, e la fel ca și celălalt. Bum! Bum, bum, bum! Mă, tot ce pot să zic e că este un telefon foarte frumos, arată foarte premium. Pot să observ că camera este mult mai mare. Dar în rest, e mult mai greu. E, nu știu, îmi place maxim. Culoarea am optat pentru un gold, pentru că am un 11 Pro Max acum, doar că este verde. Și, sincer, m-am plictisit foarte repede de el și l-am văzut peste tot la orice persoană și am zis, nu, nu mai am nevoie de așa ceva. E prea plictisitor. Plus că mie mi-a plăcut foarte mult goldul. Am fost un mare fan gold. Trebuie să punem asta aici. Pe asta le băgăm la loc, că nu avem nevoie de ele. Cel puțin momentan nu avem nevoie de ele. Asta nu cred că ne trebuie deloc, dar îl pun aici. Ok, o să punem cutia și, bă, băieți, o să setez telefonul pentru că cam atâta, nu este mare lucru de zis. O să setez telefonul și probabil o să mai fac un videoclip, dacă doriți, în viitor, cu un update despre cum merge telefonul, cât de bun este și așa mai departe. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Eu am fost Alex și v-am pupat. Pa, pa!